Biletele de tren s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă o solicitare pe care a făcut-o CFR Călători în acest sens va fi aprobată de Ministerul Transporturilor. În solicitarea înaintată guvernului, compania nu precizează procentul cu care se majorează costul biletelor pentru călătoria cu trenul. În motivarea care însoțește această cerere, CFR Călători invocă creșterea costurilor cu combustibilul și energia electrică. Compania susține că va avea cheltuieli cu 200% mai mari pentru energia electrică. Totodată, compania mai susține că și cheltuielile cu întreținerea vagoanelor vor fi mai mari. Ultima majorare a fost făcută în 2013 și atunci a fost diferențiată, cea mai mare fiind de 10%.